Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor! Astăzi voi face câteva lucrări de copilire, de foliere și formarea vârfului de creștere. Bineînțeles că vă voi împărtăși și vouă ce anume fac eu aici. Înainte de a începe să fac aceste lucrări, am grijă să îmi dezinfectez mâinile sau ustensilele cu apă oxigenată. Desigur, se poate folosi și alcool sanitar sau orice alt produs, dar eu asta folosesc pentru că am și albine și nu vreau să miroasă soluțiile pe care le folosesc, să le atrag, să mă înțepe. Tocmai de aceea folosesc apă oxigenată, pentru că nu are miros. Am mănuși acum, mă găsesc foarte bine cu mănușile astea. Dacă nu le-aș avea, oricum aș face același lucru și anume m-aș șterge din când în când pe mâini să mi le dezinfectez și eventual, dacă lucrez cu farfeca sau cuțitul, să dezinfectez și ustensilele. De fiecare dată când trec de la o plantă la alta, ca nu cumva să mut bolile de la una la alta. Acum, aceste lucrări le fac destul de des, o dată la 2-3 zile. Bineînțeles, dacă starea de sănătate mi-o permite și dacă timpul îmi permite să fac acest lucru. Este recomandat ca lucrarea de copilire, adică îndepărtarea lăstarilor, să se facă la maxim 5 cm, între 2 și 5 cm, pentru că dacă sunt prea mari, se cicatrizează mai greu rana și prin rana produsă există riscul să se îmbolnăvească mai ușor planta. Dacă îi rupem la mărime mai micuță, 2, 3, 5, maxim 5 cm, atunci rana este mai mică și se cicatrizează mult mai repede rana produsă de lucrări, de copilire. Dacă sunt mai mari lăstarii, nu știu, nu am reușit să-i rupem la timp. Atunci se impune o stropire cu un fungicid. Cel mai bine ar fi fungicid pe bază de cupru. Sau dacă nu, pur și simplu laptele care are și el de cupru. Și este un fungicid natural. Dar mai sunt și alte variante. Dacă vorbim de o defoliere masivă, pentru că se vor produce foarte multe răni și prin acele răni intră și bolile. Am copilit, aici nu e cazul să fac nicio defoliere. Mă uit la vârful de creștere, care s-a format aici, ăsta e vârful principal. Și mai am aici un lăstar care, dacă nu îl îndepărtez, se formează un alt vârf de creștere și voi avea două ramificații și nu vreau acest lucru, vreau să merg pe un singur vârf de creștere ca să grăbesc fructificarea, ca energia toată să se strângă asupra buchetului floral, să lege și să și fructifice la un singur etaj aici și îndepărtez asta. Așa fac de fiecare dată, și la al doilea etaj, și la al treilea etaj. Și acum că am terminat cu planta asta, merg mai departe la următoarea. Nu uit să îmi dezinfectez mâinile, este suficient să șterg așa cu mâna cu care am lucrat, șterg puțin. Chiar dacă am folosit mănuși, prefer să mai șterg o dată ca să mă asigur că nu transmit bolile. Aici o să fie cazul să îndepărtez frunza asta care mi-atinge mie pământul și pentru acest lucru voi folosi farfeca. Aș putea să folosesc desigur și mâinile să nu mai ating cu nicio ustensilă, dar există riscul să fac răni tulpinei și o să fac o probă să văd dacă se rupe sau nu ușor. Mișcarea este sus-jos, mai întâi sus
și apoi jos. Și încă o dată sus, dacă nu s-a rupt definitiv. Și vedeți, nu se rupe și dacă trag acum, e posibil să rup și din tulpină. Nu vreau acest lucru, tocmai de aceea folosesc foarfeca. Eu prefer să folosesc foarfeca, să las un ciot, ca să nu rănesc tulpina. În acest fel. Nu întotdeauna se rupe ușor cu mâna. Bun. Acum. Mă uit cu atenție să văd mai e vreo lucrare de făcut la această plantă sau merg mai departe. Mai e o lucrare, vedeți? Mai am un lăstar acolo, în spate, și îl voi îndepărta. În acest fel. Și văd aici încă un lăstar, îl voi îndepărta. Lăsând un pic de ciot. Și aici încă un lăstar. Micuț. Și în vârful de creștere, la fel, voi lăsa doar unul dintre cele două formate. Am aici unul. Și mai am încă unul aici sub buchetul floral. Și așa cum am spus, întotdeauna eu mă uit să văd ce crește sub buchetul floral. Ca să îndepărtez. Pe ăsta deasupra îl las. Și îl îndepărtez pe ăsta de desubt. Cu atenție să nu rănesc planta. Mai am încă unul micuț aici. Dar o să încerc să-l rup și pe ăsta. Am reușit. Da, trebuie puțin lăsat mai măricel ca să se rupă bine. Dar cu puțin atenție se pot rupe și cei mai micuți. Bun, păi dragilor, acestea fiind spuse, eu mă opresc aici, momentan. Reamintesc faptul că în urmă cu 3 zile am stropit toate plantele din grădină cu maceratul din rostopască, care este un fungicid, insecticid, virucid, bactericid natural pentru plante. Și în urmă cu aproximativ o săptămână am fertilizat la rădăcină cu maceratul din găinaț de pasăre, macerat vechi de 7 zile, o să las link în colțul din dreapta sus să vedeți cum l-am preparat și cum l-am utilizat în grădină. Nu am apucat încă să fac materialul și pe acest canal. Acestea fiind spuse, toate cele bune, la revedere!